zise, Ana Maria, colega mea de clasă și o foarte bună prietenă de-a mea. Și astăzi am chemat-o la mine ca să petrecem o zi împreună și ca să facem un video foarte tare împreună cu despachetarea cadourilor de la voi, de la voi fani. Da, avem aici foarte multe pachete. Nu știu dacă reușim să le desfacem pe toate în acest vlog, dar sigur o să mai facem și alte vloguri. Hai să le luăm pe toate încoace. Așa, perfect. Sunt foarte multe. Da, sunt foarte multe. Hai să începem cu Ana. Da? Hai să citim. Scrisorile Ileana să le citească mai pe urmă. Da. Wow! Hai, tu citești scrisoarea, o mică parte din scrisoare. De la cine scrisoarea? Cred că este de la Stoian Carina. Bună, eu sunt Carina, am 10 ani și sunt o super mega extra fană. Să știi că ai o voce incredibil de frumoasă. Aș vrea și eu să am o voce ca ta. A, ce drăguț! Te pupăm, Carina, și îți mulțumim foarte mult pentru acest desen și pentru Da. această scrisoare. Și mai avem aici ceva. ceva, da, ceva. A, este o inimioară! Ce drăguț! Și avem și cercei de la Carina. Vai, ce drăguț sunt! Îți plac? Foarte bine, Ți dau cadouri? Uite, Mulțumesc! Carina, îi fac cadou acest cercei lui Ana Maria. Merci. Cu plăcere. Mai avem aici o scrisoare pentru Iuliana de la Vanessa. Vanessa cu 2 de S. Wow. O scrisoare, de fapt nu este o scrisoare, este un carnețel, putem să zicem, da? Uitați-vă ce drăguț. Oh. Ea a desenat asta pentru mine și a scris aici și o scrisoare pe care o să o citesc după. Apropo, toate scrisoarele o să le citesc după acest vlog, da. Prieteni, până când Ana Maria se uită la cadouri, mie mi-a venit ideea ca la sfârșit de vlog să extragem un număr de telefon și să sunăm acel ales, da. Random. Pe cineva random. Cine va fi norocos. Exact. Așa că stați până la sfârșit. Ce frumos, sunt semnat cu Ani. Uite ce drăguț. Și o scrisoare ai. Ia, zici tu. Wow. Ia ca scrisoare de la fani. Scrisoare de la fani. Oh, și o brățărică aici avem. Foarte drăguță. De la cine este? De la Sanda. De la Sanda. Sanda, te salutăm și te pupăm. Mua. Și trecem la următoarea punct. Ești pregătită? Eu sunt mereu pregătită. Oh, mă bucur. Hai. Cred că avem aici un slime. În primul rând avem un slime. Și doamna, am pus mâna pe slime? Nu? Acum o spun. Ai să apreci slime? Da, sigur, e slime. Oh my god! Oh my god! Am de slime, am pus mai așa. Jumătate eu, jumătate tu! Fii la dragul meu! Gata. La reclamă la Adrian Ursu. Adrian Ursu, te salutăm! Băi, tare ce fii, tare senzație. Da, senzația e foarte faină. Mie îmi place. Îți mulțumesc foarte mult, acum și o să vedem din partea cui vine acest slime. Acest pachet. Acest pachet, da, exact. It is. Ia. Este din partea lui Stefania. Bună, Ileana, sper să îmi înțelegi scrisul pentru că altfel nu mi-ai putea citi scrisoarea aceasta. Să știi că te iubesc din toată inima mea. Ah, ne-a mai dat ceva, Stefania? Ne-a mai dat și o carioca care nu se vede decât dacă aprindem luminițele. Da, luminița. Oleu. Dacă prindem această luminiță care să înțelegeți, da. Avem aici încă o scrisoare. Hai. Aici scrie. De la Alexandra. De la Alexandra. Am făcut această felicitare special pentru tine. Dacă o vei citi sau dacă o vei găsi, să te uiți și în plicul în care era pus acolo este și o figurină din elastice, deoarece știu că îți plăcea, că știu că îți plăcea să faci. Din elastice. Uite figurina, era la tine pe brațe. Tot în plic este și un plex transparent care ne vede doar dacă aprinzi lumina. Asta plexul este de la cum o cheamă? Alexandra, nu? Alexandra. Alexandra, da. Vreau, hai să deschidem. De. Ce drăguț! Asta e
este din partea fanei mele, Paula, dacă nu mă greșesc, așa o cheamă. Îți mulțumesc foarte mult pentru această cană, aici aveți o poză cu ea și aici o poză cu mine. Cu siguranță să bem ceai împreună de dimineață, da? Da! Înainte să venim la școală, eu din cana aceasta și tu din alta. Așa, mai avem aici un plic cu o scrisoare. Salut, Diana, mă scuz că ți-am scris prima scrisoare din orgoliu. Nu cred că tare diferită și asta, dacă nu mă... dacă nu mă astâmpă, te las să mă calci în... Nu, stai că scrisoarea asta nu-i normală, stai. Iartă-mă, tot ce știu despre iubire nu se vorbește, doar se simte. Asta... e o mai ieșin să scrie asta. Nu, stai că asta e de la un admirator secret, măi, stai că-mi place. Este expeditor. Ia. Silviu? Costășin. Ia să-l căutăm noi pe Instagram. Dar nu văd de la cine este. Dar nu scrie de la cine este acest pachet. Oricum, îmi pare rău că... maybe s-a pierdut scrisoarea. Îmi pare foarte rău și aici avem brățări. Cartoși jumatea stântă în ea. Nu. Nu o să par pe tine. Bine, ține. Pune-ți-o cu mine. Eu mi-am luat-o pe asta. Mi-e plac foarte mult așa brățări. Dar nu e ca să ne plac Lisa. Ia. Sunt foarte tare brățările, îți mulțumesc foarte mult, din păcate s-a pierdut scrisoarea, poate mi-ai pus-o acolo, dar nu o mai găsim. De la un fan sau de la o fan am primit și un spinner, da, am primit și un spinner, care arată foarte tare. Este albastru. Dacă nu se vede. Crezi că nu se vede? Se vede, cred. Așa. Ține. L-ai strigat, mulțumesc! Și aici avem mai multe scrisori care sunt de aceeași culoare. Aici avem o brățară. E un colier, cred. Ba nu, e o brățară. Brățară? Da, e o brățară, cred. E superbă. Da, e foarte drăguță, mulțumesc foarte mult. A, nu, e un pix. Wow. De când Ilona de regulă îți desenează pe mâini cu pixul? Dintotdeauna. Da, de fapt, dintotdeauna. Breloc. Cu un fluture. Cu fluturi, de fapt. Mai mulți fluturi. Aaaa. Lucruri pe care le-ai primit. Primul lucru, erau numerotate, erau brățară și un lățișor. Al doilea lucru să-l pui la cheie, al treilea este o brățară, al patrulea este un lucru care să-l pui la o brățară. Cinci de la cinci. Mădălina Elena. Mădălina Elena, îți mulțumesc foarte mult, te pup! Mua! Și aici mai avem niște cadouri. Oh my god! Este un om de zăpadă. Ce roz. Din ciorap. Păi și are un om de zăpadă? Nu cred că are zăpadă, cred că are orez. Orez, da. E orez. Cu drag. Carla și Cristina. Oh, Carla și Cristina, vă salutăm și vă mulțumim. Ups. Hai să citim. Așa este Picioropelii scris Generația Z. Nu cred. Oh my god, Picioropelii scris Generația Z. Ia uitați-vă. Fain, îmi place. Oh, ce drăguță e! Uitați-mă! Dragă Ioana, te iubesc foarte mult și să știi că sunt unul dintre abonații tăi de pe YouTube. Te urmăresc de când aveam 7 ani jumătate, iar acum am 9 ani. Te iubesc și îți urez succese în continuare. Eu sunt Paula și sunt din județul Sibiu, comuna... Selimbăr. Ah, gata, mă, acum am pușat pe tata, da. Mulțumesc foarte mult, Paula! Te salutăm! Elinca Amira Bianca. Da. Hâncu Amira Bianca. De la Hâncu Amira Bianca avem... Din Craiova. Avem așa un poster foarte tare. Îmi place foarte mult. Cum mă tinc asta? Iliana, te iubim, dulce amară, te încola cu vișine originală, mă iubim doar pe mine. Am atât de atât de aspăi, dar nu-mi dau la nimeni. Și o scrisoare. O scrisoare care o să citim după vlog. Țin minte că am fost la un concert. Cred că la lansarea episodului 4, acolo m-am întâlnit cu o fetiță care mi-a dat două desene care arată foarte tare, îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Acesta este primul desen, m-a desenat pe mine.
Și acesta este al doilea desen pe care este desenat un lup și este scris Iuliana. Sunt foarte frumoase. Foarte frumoase, da. Acum vom alege random un număr de telefon și o să sunăm fanii, da. Un singur fan. Hai să vedem. Hai, Bianca. Sunăm. Bianca. Utilizator ocupat. Așa. Hai, număr. Hai, asta. Hai. Da. Mara. Hai. Ați apelat căsuța vocală a abonatului? Îmi sună înapoi. Hai. Alo? Da, cu cine vorbesc? Păi, nu știu, că dumneavoastră m-a sunat. Vorbesc cumva cu Bianca sau cu Mara? Cu Mara. Cu Mara. Păi, am înțeles că ați fost probabil la un concert de-al meu și am mai întâi să mă prezint, sunt Iuliana Beregoi, mi-ați lăsat numărul de telefon și am vrut să vă fac o surpriză. Alo? Bună, Mara! Bună! Ce faci? Bine! Sunt Iuliana Beregoi și vreau să te salut. Ți-am făcut o surpriză. Vrei să transmiți ceva abonaților mei? Da! Hai, ei te ascultă! Mulțumesc mult! Te pupăm! Mi-a făcut o mare plăcere să vorbesc cu tine. Pa! Super! Perfect! Așa, gata, ne-a răspuns nouă Mara. Mara, îți mulțumim foarte mult că ne-ai răspuns. Te pupăm și te salutăm. Mulțumesc celorlalți pentru toate cadourile. Dacă încă nu v-am desfăcut cadou, îmi pare foarte rău. O să le știm scrisorile după. Să mai trimiteți cadouri, noi ne facem bine. Vă pupăm pe toți! Cu voi a fost Iuliana și Ana Maria. Pe data viitoare, pa! Pa, pa!